5-4. Prahova Tomșani a reușit cea mai tare performanță din istoria echipei, a promovat în Liga a treia. Unul dintre eroii Tomșaniului este și internaționalul moldovean Pânzaru, care a scos două lovituri de la 11 metri. Bucuria jucătorilor a fost imensă, iar fiesta s-a declanșat împreună cu antrenori, patron, dar și suporteri. Băieții lui Coco Cojocaru au învins pe FC Zagon cu 5-4 după prelungiri și penaltiuri. Oaspeții se pot consola cu eurogolul marcat în prima repriză de Suciu. Albaștrii s-au chinuit să revină și au făcut-o până la urmă. Cu 4 minute înainte de final, Aristan a obținut un penalti. Filip l-a transformat și a trimis meciul la loterie, câștigată până la urmă de niște jucători care în viața de zi cu zi sunt profesori, pompieri, militari sau vânzători. Dar se mândresc și cu doi jucători de prima ligă, Iordache și Cursaru. Încă nu realizez. Mai încolo sper să mă trezesc din această euforie și sper să mă bucur foarte mult de colegii mei. Emoțiile au fost mari? Da, foarte mari, foarte mari. Construind o echipă în vara anului trecut, sigur că se poate numi o performanță. Ar fi fost păcat munca dintr-un an de zile să se încheie cu o necalificare. Prahova Tomșani 2010 are în anul 2011 o triplă la care nu visa. Este campioana județului, câștigătoarea cupei, iar acum a ajuns la nivelul 3 al fotbalului românesc.